Iana Petrean Păușan, fiică a satului Tresnea, localitate martir a neamului românesc, și mă bucur că pot să vă prezint una din cele mai dragi realizări ale carierei mele de ziarist, monografia satului meu natal Tresnea. Mă simt datoare să vă spun câteva lucruri despre satul Tresnea. A fost atestat documentar în anul 1440. Este un sat românesc. Este cunoscut faptul că printre primele școli românești din Sălaj se numără școala de la mănăstirea din Tresnea. Ea și cu mănăstirea Strâmba sunt două localități de referință în care se făcea învățământ românesc. Din păcate, mănăstirea de pe Măgură din Tresnea îi se spune și acum locului respectiv, Poiana Mănăstirii. Deci mănăstirea a fost arsă în campania lui Bucov, care avea drept obiectiv așezările mănăstirești, îndeosebi cele în care se făcea școală românească. O dovadă a școlii făcute la mănăstirea din Tresnea este un mineu datat 1735 și semnat de preotul Ștefan din satul vecin Bucium, care precizează că a învățat carte la mănăstirea din Tresnea. Școala din Tresnea a fost construită în 1910, iar biserica din Tresnea, care este așezată pe locul unei vechi biserici de lemn, a fost construită în 1872. Aici, în această biserică, a slujit și preotul Costea, unul din martirii de la 9 septembrie 1940. Dânsul a fost împușcat și a prins în propria casă, rămânându-i întregi doar picioarele. A fost înmormântat, ca și majoritatea victimelor de atunci, mai pe ascuns și unde s-a nimerit, în cimitirul vechi al satului. În 2008, un preot luminat, noi în Tresnea ne-am avut parte numai de preoți luminați, Vid Trandafir este numele lui, acum fiind preot în Italia. Deci, dânsul a scris și o carte specială despre părintele Traian Costea, o carte de referință, folosind multe date din procesele verbale ale bisericii, care au o importanță deosebită pentru o statistică corectă a acestui sat. Deci, domnul preot Vid Trandafir, în 2008, a desumat osemintele preotului Traian Costea și, după toate rigorile și canoanele bisericești, le-a spălat și le-a înmormântat în fața bisericii, unde puteți să vedeți mormântul preotului Traian Costea. În ce privește biserica noastră, multă vreme a purtat urmele tunurilor și împușcăturilor hortiștilor din 1940. Atacul de atunci al hortiștilor maghiari a afectat acoperișul și chiar structura de rezistență a bisericii, aceasta fiind reparată și restaurată prin efortul financiar al sătenilor. Din acest turn se spunea că a tras fata popii. Fata popii fiind ascunsă și pe urmă plecată, și
Hortiștii, căutând totuși o dovadă a afirmației lor, care nu era decât o justificare pentru masacru făcut de ei, au luat o fată, o tânără de vis-a-vis, o tânără evreică, pe care au așezat-o în fața bisericii, lipită de perete, au fotografiat-o zicând: aceasta este fata preotului Costea, care a tras din podul, din turnul bisericii, asupra ostașilor maghiari. Și au împușcat-o în fața bisericii. Poza, se spune că poza fetei a stat multă vreme în vitrinele din Budapesta, cu textul justificativ al masacrului hortiștilor de la Dresdea. Ceea ce este o minciună sfântată, pentru că fata Popii a trăit până mai anii trecuți și în cărțile scrise despre masacrul de la Dresdea, declarațiile ei sunt dovezi incontestabile.